FCSB întârzie repatrierea lui Chiricheș și transferul lui Chipciu. Craiova a dat prima lovitură și l-a adus înapoi pe Mitriță. Mitriță joacă ultimul meci la Arabi pentru echipa lui Șumudică și vine în țară să semneze cu Craiova. Patronul oltenilor, Rotaru, e nașul lui Mitriță și l-a convins să se întoarcă după 4 ani. Asta înseamnă că Ivan poate pleca la Beşiktaş. 3 milioane de euro cere Craiova. Nivelul campionatului îți permite să joci cu atâția tineri. Mă bucur pentru că e bine că a reușit să ajungă totuși campion. E super competent în ceea ce face și nu e o întâmplare de a câștiga campionatul.